Fetele și băieții au avut treabă aseară, au scris scrisori pentru mamele lor, și începutul acestei emisiuni, începutul galei, care de obicei este una tensionată, este de data aceasta foarte emoționantă. Cel puțin pentru moment am văzut ce gânduri au avut fetele de transmis mamelor la mulți ani, gânduri frumoase, foarte multe lacrimi și surprizele au continuat pentru că mamele fetelor au intrat în legătură telefonică directă, altele prin videocol. Fetele s-au bucurat foarte mult de această surpriză, cu siguranță, pe lângă aceste lacrimi de emoție și de fericire, există și un vai bun pe care mamele le-au transmis, putere să meargă mai departe în competiție. Și urmează să vedem și scrisorile pe care le-au scris băieții și, de asemenea, Discuțiile telefonice cu mamele lor. Le urăm și noi tuturor fetelor și femeilor, mămicilor la mulți ani să fie plin viața de zâmbete și de culoare.